Să moi buze, dacă n-a, să nu apuca lua ceva gras, gata. Le-a mai sec ceva. Ce n-ai luat? Ce n-ai luat? Unde e țiganul de ambajur? Te duce la acea mai tare. Ambajurul numai cu țuică să-mi dă. Nu e nimica. Așa mai, se cânte, cu frânturi, mai, cu cățeați. Scârdeasele, nu, dacă nu ții, doi pui în lătru, așa. Foarte frumos. La 2 ani și jumătate, cum era înainte să merița cânipă și se facea puziere și aia. Noi puneam băieții, puneam măjiri, da foc și așa, fum și puzea prin fumul acela. Eu aveam o soră mai mare și o verișoară. Ele m-au luat și pe mine, dar atunci cum era copiii, cum era. Nu m-am cam ieșui când aveai nici izmeni, nimic, așa era pe timpul acela. M-am dus și eu acolo, pe în fumul acela, dă-i încolo, dă-i încolo. Una, cum a venit înapoi, m-a obohnit și oamenii pe foc. Aveam o bondă pe mine și cameșuica. Am ars, tot a ars pe mine. Cameașă, bondă, tot. Am uiat când nu v-a zis că nu mai mă vede, strigă, un ce? Vin în coc, băiatul ăsta, nu-l găsim prin fumul ăsta. Nu a venit un ceașul acolo, cată, rep de aici, păi m-a luat, dar mă eram tot. Ars pe mine tot. M-a luat, așa că am văd cum m-a luat așa un ceașul, s-a luat cele pe mână. M-a pus așa pe un cameșoi, cum era înainte cameșoi, m-a pus așa cu fața în sus și mama a luat o cufă de lapte și a turnat tot pe mine. De la cap până tot. Și m-a învalit un cameșoi și ăla și m-a pus într-o leagă. Era un mai mic ca mine și leagăna. Nu era medicamente ca cum am eu. Medicamentele ce era atunci? Oale de astea de lut, care se facea galuși din trânsele și le punea pe plită și ieșea un soare așa din trânsele și cu pana de gâscă și m-am mâncat atât. Cu de așa un soare m-au pus pe picioare. Am ajuns mai marișor, vreo 6 ani, era un șireș în fața căsă și era gardul, țapoși ascuțiți, tot așa surorile astea se făia acolo, hai și eu de pe dânsul și era un crac, mergea așa încolo către livadă și mă duc și eu în cioare pe cracul acela și cic jos și vin cu fruntea într-un țapoc și mântră țapocul în cap. În frunte și-a intrat cât era el de ascuțit în cap, ne-a intrat aici. Păi așa le-au fugit, m-au lăsat, eu racâneam acolo. Aveam bunica mea, asta numai alături acolo, vine ea, să mai iei. De unică, doar eu eram cu capul matraje de acolo, s-o strâns, okay. Așa am o carne, că și doctor, că eu am fost accidentat, a zis că ai o carne extraordinar de bună. M-am vindicat de urgent, s-o strâns gaură așa, nici o țâră dacă eu seama. Bine, nu mi se cunoaște să. Bun, trecut, a venit, s-a început războiul în 41, da, hai să ne evacuăm. Ne-au dus aici peste valul noi cel pe Bou și am stat acolo vreo 2 săptămâni în pădure. Da, tata era pe front, noi eram băieți mai mulți. Ne-am spus, mama, mai băieții, zice, du-te și belește un copac de ăsta, și că ne plouă, aveam un frate mai mic, zice, eram micuț, zice, că ne-ar plouă și stau acolo, cum eram mișuți așa. Păi stau, treșea trupii de
români, cu cai, cu artileria, cu tunul. Era un drum, venea de la Stavoina, așa spunea acolo. Venea zi și noapte treceau. Am trecut până și am ajuns în Paza 4. Iarna lui Paza 4, o venit nemță, s-a localizat de iarna. Unii era căsile mai mari, venea primariul și se uita, măsura camera, da, aici câți mai mari, 10 nemți. Da, gata, nu era casa mare, 10 nemți au localizat acolo, au venit 10 nemți, n-au stat. Au venit primăvara Paștele. De Paști, spune, bă, o femeie a fost la moară, zice, veniți ruși la moară, zice, ne-a venit rușă, mă. Nu a povestit așa, de acolo bate, altelier bate și vine un brand la un vecin acolo și-l omoră. Da, s-a început războiul. S-a început, am un nemță, ce fac? Cum era ăștia zeci, tata, chiar era în protonul fix, mă. Tata zice, cum her, zic, de ce? Nu-ți face un tranșeu, era, aveam o grădină acolo și era un nuc, aici ea, să te aplasezi aici, nu, voi stați, le arăta. Da, el a fost prizonier în 16. Deci, uite bă, cum spunea neam, nemță era ei cum era, dar nu era ei tare. Da, au înaintat rușii până aici, cam, ne zicea la Borboro, sunt pe o gură acolo, până acolo au venit rușii. Nu, ei au luptat, tot au luptat, i-au întors înapoi, s-au localizat aici. În Bogor a fost linia întâi a nemților și la un kilometru a fost a rușilor. Ai încurcat căsele. Au dat foc la casa noastră și de la noastră, 10 căsuri una de pe altă ori stăte. Au făcut linie directă ca să aibă, să vadă înainte. Noi, da, s-au dus mama cu băiață. Da, a trecut perioada și ea s-a liniștit iarna, tot. Dar atunci s-a calișit și mama? Da. Tot aș... Cosea acolo, Cornilă, măta, tata aici, socru. Mama mea s-a dus după așa și s-a calcat pe mine. Uite, dar e șorul, nu-l are. Și socru, aici la un păr, numai în talpă. Eu am luat așa o bucățică de piele, dar era tare o trăvitoare. Imediat ca bătai Brandt, ca așa spunea Brandt. Numai o țiră. L-a dus la Silet la spital, a venit cu piciorul tăiat, a murit. Numai dintr-un fleac. Și ăștia fără piciorul, tot a trăit. Era mă, s-a așteptat. Foarte infecțioasă. Da, tare era... Bunicul meu, tot într-o mine, exact în ziua cruce, 14 septembrie, în 44, a murit. Chiar lângă casă, tot așa într-o mine. Au trecut aia astea, au venit primăvara, tata zice, bă, unii ducem vitele, le ducem în frase, aici la Hergelii, caia nu era venit de la Pagaraș, zice, el o repara casările și alea și zice, îți dau să paști. Dar era mulți acolo. A venit un păhoi în timpul verii și cum era stâlp și a bătuț, era fabrica la Paltin, o luat tăi de postul și ăla. Și s-a oprit tăt acolo, în stâlpii și ea. Era meu Dumitru cumnatul și Aurela Luzne. Mă, hai să scotem scânduri, bă, de acolo. Și ne suim noi pe podul și ăla, pe lumurile și alea și tot scotem. Scotem, bă, dar... Amu, mai încolo era, dar era așa o întrerupere, numai șepuri era, așa nu s-a băgat. Eu zic, mă duc și mai fac o mojiră mai mare și sar pe un șep și e o scândură și se rumpi șepul cu tăcu scândură, dar pohoi mare. Așa mai ia apa cu tătul. Cu scândură cu tătul. Noroc că la Bomgic, cât am stat acolo, m-am învățat să plutesc în not. Era doi, era Pamfir și cu șcamulă cu șela bătrân. Prindea pește cu sacul, că era până în drum apa. A, și unul, băi, ne-a un băiat înneacat. Dar cum era harmasare, știi cum mergea, valuri, când mă prindea valul, eu stam, știi, și înțeleam așa, și când ieșeam de val, trageam înapoi și luam aer,
tot așa. Mă simțeam cetrele pe picioare, dar scândura nu-mi dă voie să mă duc jos. Mă țineam de scândură. M-a dus de acolo până la curbă, la ascunșelul, acolo face o curbă și era lung, ca și la o paiță. Când a venit scândura în rădășina lunșii, eu m-am prins de rădășină și am rămas. M-am prins și am ieșit afară. Posormea, tăs, fuge, unce, da, ce un băiat în neacată a trecut. Băi, mă boșea acolo tăs. Da, s-o neacată, e dus, am unii s-o oprea, la hadic. De câte ori s-a murit Martea? De câte ori s-a murit Martea? O scapat el de războia cu din apă. Ies de acolo și eu, da, izmenile, cum le-am fost legat de pe cap și eram m-am pasoc, mi-au luat izmenile, eram în jugle. Mergeam pe drum în sus, dar zic, ia stipești, un ce? Mai băiate, lasă-mă, zici, dar ai văzut că nu știi, un băiat în neacat, ai trecut, du-te mai încolo. Dar eu tac mărcu, nu zic, eu s-a șela în neacat. Când mă vedea, băiat, somnă așa, mă boșea mereu, că o trecut așa, perioada așa. Da. Așa, ai ajuns din Surat. Ha? Ai ajuns din Surat. A, până la Surat încă este mult. Da. Aveai izmelnic când te-ai însurat? Ai s-o însurat fără izmel. Da. Unde ai învățat să cânti? Pe prunt. Cu crlani. A, bă, Lierșe, când m-a întrebat cum ai învățat? Cum? Îmblam cu crlani și aveam un fluieraj așa, dar... Da. Câți băiați cântau atunci când erai în Netale în Mățițăl? Cântau băiețe la flări sau nu prea? Nu prea. Cântau Andreasia cu dop, dar Andreasia nu prea cântau. Cânta frate meu, era mai mare, el cânta, că de pe dâns m-a învățat, a cântat, da. Am un... Cavi? Eli, da. Și eu cântat? Da. Da? Și George? George cânta. Dacă n-aveam pe George să scânte, George al Omnirului. O... Da. Cum să vă spun, am o... Fiatele îi tragă, mă, nu, înainte, n-au ce băie. Înainte băia să te, așa, să te porți cu o fată mai rău ca nu știu ce. Da, noi eram bătrii care cântam în fluire, aveam un pod la unul acolo, la un văr am eu, nu aranjam noi șustile acolo, luam orilcă și artă și ne stuiam în pod, cântam în fluire, ele... cântau din gură, da, noaptea, toată noaptea cântam. Dimineața își dădeam oblonul la 3, la 4 dimineața și începeam a cânta tăți, la tăți de jeli. Eram așași cântici, dar aveam fluile și ale de lemn, aveam așa le slovești și cu hangul, cu tătul, știi? Aici e treaba. Da. Și trecea lumea la biserică și se oprea. Așa era de frumos, știi?
când cântam așa. Așa, mă, cât de faină se aude, ori unii cântă. Când m-a cântat la morturi, știi, se auzea fluirul cântând. După așa, sâmbătă, seară, de-astea faceam petrecere cu fluirul, nu... Mai tare, mai tare era petrecerea cu fluirul decât ca cu vioara și cu astea. Era cumva așa o atracție mai... Na. Fetele, dacă mergeai la oră, o băgai, se plătea la camină și la noi. La ușă? Da, la ușă. Și era fete, na, poate n-avea gazic. Și trebuia, era rușine să plătească ea, să intre. Mergeam la ușă și n-a bani, Nicola, n-a bani și mă bași pe mine. N-a, da, da, și era, bă, dar cât îi bași tu, bă? Tăte le joci tu pe astea, zice, că te le bași. După cât a ținea jocul, le joc pe tăte, zic. Cum? Așa era, știi, așa era, mă, care avea gajica, na, așa, o bagai că era a ta, trebuia să o bași. Vineai cu ea de acasă? Da, vineai, da, 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 vezi că de acasă nu vineai de capul tău. Nu, mergeai la tațul, la măsa. Ce vreau să zic? Mergeai, bagi un, uite și îmi dai fata, mergem la horă. Ia ți-o duc la oară cu tare, scudăm să acasă, înapoi. Dacă nu erai berberet. Da. Și o duceai frumos, o dai în primire, mulțumesc frumos și plecai. Și plecai. Sunt brinică. Da. Și o duceai sara ora doilea zi. Și era mai... Una, am jucat-o și... Noi ce-am jucat? Băi, fata, bă, dar când mă cem într-o seară, mă duc la tine? Păi când vrei? Păi când poți tu? Păi când ai tu, când și vine tu? Eu pot oricând. Da. Ea, mă duc. Păi zic în ea pe la oră și ea, mă duc. Dar mă duc și ai lângă mine, da. Ha? Dar ce mai cont? Da, dar poate el spune. Era flacău, era flacău, stai că spune că n-are flacău. Păi și ea n-are treabă, cu așa e înainte. Păi el și îi spunea ialta, nu? Da. Mă duc, da, mi-a pus un prepeleac la vecina ta, la Ileana. Nu spune, că e discret. La Ileana, la orice. Poftim, a spus adevărul, nu-i frumos. Mă sui în poduț, da, ei au venit prin grad, s-o sută în pod. Nicolae Zgârii, cred că a mai fost și el pe acolo. Eu am așteptat-o, dar eu am tras oblonul. Dar n-am pus cârligul, numai l-am tras. Zic că nu ieși la noapte, să nu mai dau drum prepeleac și mă duc. Așa i-au venit, anumea, i-au venit doi, mă, hai pe astea să-l dăm din poț la zvârlim jos. Graia e afară. Stai că nu mai dați voi jos. Eu, catat, zic că le-a dat unii oblonul, cine aici? Rămâi tu aici. Eu, mă, băiate, îmi iau un șmoc de fân și-mi dau drum pe oblon în iesli. Vaca mânca, eu am venit călări pe grumazul vașii. Vaca așa o racănit de tare. Moșneacul Ortim din casă a auzit. Eu eram întuneric în grajd. Stam la curul vașii, nu știam nici unii ușa, nici pusie. Și bate, între moșneacul, prin întuneric, ho, și-i, când m-am buhnit în moșneac, moșneacul jos între ușă și eu taie. Da. M-am întâlnit cu dâns la hor. Bă, zic, și gata, putut de cruci, zici, dar pe unii dispărut, zici. Era niște mitori, așa, mai... Mai romantici. Mai, da. Mai frumos, mai... Mai șmecheros, așa. Da. Romantici. Consolatoarea... Consolatoarea era la ordinul zilei. Înainte te însura părință. Nu te însurai tu cum vrei tu. Te unde știa el că e aviare, că astea părintea astea. Trăgeai neamuri, zice, mă, așa fată o iei tu că cu tare. Dar se remnea nesurat, însă rău babele după așa. Da.
bună Jino, dar tare bine zice Jino. Da, moștu, care m-a vrea pe mine să o iau pe Ileana. O, Doamne, din coașe. Da. Eu umblam cu dânsul la fân, eram harnic tare. Și așa, așa de tare m-a vrea el. Și înainte am însurat, a fost o băutură într-un loc, la Dubău. Și zice moștul, zice, băi, eu, dă-mi băiatul ăsta mie. Eu ți-l dau, dar na, treabă-l pe dânsul. Nicolae, da. Cum umblam la zici cu dânsul la fân, așa era de comic. Când veneam sara cu sanioaile cu fân, tete mâncau, mă punea la masă pe mine și el era tăti pe un pat, acolo. Măta era mai mare, iese alante, Ileana, Ilaria, tăti. Mama nu era mai tată? Nu, era tânăr, aveam 16 ani când umblam cu dânsul. Și... tot moștul când mă punea la masă, facea, care o iei? Pe care ți-e dragă? Lasea mâncarea și pe ușă și tare. Da. Da. Poate de asta făcea ca să nu mănânci. Nu consum barbarica. Și, bun, așa au trecut. Am un spun că, hai, în soarte, mai băiat. Tata mă vrea în casă să rămân. Eu m-am însor, dar de grabă nu mă vedeți. Am însurat, fac o nuntă. Și, ți-e rău? Pe ce poarce? Pas, patarul, stai, dai o pernuță de aia. Nu, nu, stai, 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 stai. Ia, aici. O pernuță. Bunică. Gata, hai că ai pernuță. Fac nunta, când vin la popa, scot vestirile. Părintii ne-au vreo strigați vestirile așa. Da, popa tare bine mă aveam, noi eram băiat, eu stam aici în față și popa doar în față și mergeam și grijeam, avea vichii, duceam la apă, le adapam, eram băiat așa mai mic. Am auzit și el că eu am biserica de Falcău, eu am început-o și am clădit-o și am început-o să o fac și el tare ținea la mine. Și când mă duc, da, mă scută cu dânsa. Face preotul Nicolae, știi ceva? Îmi cea cu mătru. Oare să mai ia măi tu nunta asta? Să mai lasă, mai ia măi în o țâră, zice. Doar nu e ceva obligatoriu. Da, m-a rugat popa. Popa știa ce pățesc. El o știa pe dânsa că era obraznică tare. Nu-i vorba de mătrușa, oricum. Altă. Și... da, degeaba, de acasă, nunta repit, ca să mă boată însurat, gata, da. Aveam două surori, nu se însoară în casă, că doar el nu era maritate și el se ducă, dacă se însoară în casă, noi și unde o sta. Priponul. Da. M-a însurat, gata, m-am dus să fac o nuntă, dar la nuntă, când am avut stână, mi-au rămas bani, știi, la nuntă n-am vrut, un capă de ață să-mi dea sucuri și ceva de la dâns. Oale, linguri, furculiți, zahani. Și-o trebuit tot m-am dus și-am cumpărat din piață. Să nu măr la nimeni să iau nimic. M-am dus acolo, am dus toate astea. Te văd ce le aduc. Eu n-am nevoie de nimeni. Eu aveam două vașe mele, nu de acasă, că am avut stână, știi? Și aveam oile mele, aveam 12 oi și 2 vaci, fără tati. Deci am făcut nunta. La nunta atunci nu se câștiga, da, 30 de lei. Era puțin bani să da atunci la nunta. 20 de lei, 25 de lei da un baițar. 50 de lei da parecea și mai bun. Bă, eu n-am fost tare mult patajer, știi, la nunț. Și ai avut mulți tineri. Și eram cu servitul. Eu puneam oamenii la masă, eu puneam mâncare, hainele luam. La fiecare îi puneam, nu știam, puneam bilețări. La fiecare când se ducea îi dam hainele. Și m-a chemat aproape tătă straja, jurabile să fie patajer.
Îmblam, n-am auzit de astea. Îmblam la 70 de căs, poate, că aveam sectori cât sicați. N-am făcut nunta, am avut patajoi. Noaptea de la nuntă, dar așa era de frig în februarie. Nuntă de la nuntă, pe și o da paharul. Mi-a pus bani, a strigat, mi-a pus bani în traistuță, un șip de horiulcă. Și mă duc la un vecin, la țapă, la Vasilie. Bani, Vasilie, număr bani, așa îți vezi câți bani. Eu nu mă arăt, ai 11.000 acum era, 11.000, bă, pe cine, cu, dar au venit lume, nici amată, care am servit, da. Tot au venit. Pus bani în trastuță, bun, bani, Vasile, eu plec, dacă vine cineva, nu spui unde-s dus. Dar în timpul ăsta... Dar ai luat trastuță. Trăsuța la mine, doar așa o purta, era masa de capăt în capăt, lungă, de 4 metri. Am pus întâi băutură tot pe mesă, n-am dat voie la nimeni, nici socru, nici socru, nimic. Eu am servit tot, camara, băutura, absolut tot. Oameni buni, vă mulțumesc de cinste ce mi-ați dat și să încânt un cântic, îl aveam pe Cârșuțu. O masă era mai goală, am dat deoparte și atât, și am pus doba pe masă, el în vioară, și un scaun pus așa de-a latul, eu băteam în dobă și la genschip. Și am început să cânt. El cânta de jele. Am prins a cânta oci, plângeți oci și lacrămați, că voi sunteți vinovați, că nu v-ați uitat ce luați. Bă, dar lumea așa... Bă, e bună asta. Nirle. Și-am strigat odată, oameni buni, m-am înneacat! Atât am zis. Scoateți-vă, e? Păi frate, sare de pe masă, am sărit odată și s-o rupt masa în două. Lungă, s-o rupt. Pocnicile au sărit cu vioara de pe masă, eu pe ușă și taiu. M-a rămas lumea, așa. Elin, frate, mi-a rămas în alb. Serbean, nu cum eu. Cu capul gol. Eram numai în bluză, un frig, peste poien și vin, și vin la doamna. am ajuns. Am ajuns. Dar în parcursul ăsta nu m-am spus. Noi, de la munte, n-am gabarit că, băi, mergem acasă, uite, facem nunta, așa, așa, așa. N-așa au rămas, facem nunta. Deci, pe minim, o întorpetat. Nu, o iei pe ce? Zic, voi eu, dar o țineți. O, bun. Am făcut nunta și vin la dânsa. Frate-sul era în casă din sus, ea dormea în casă din jos. Era înjațate ferestele, așa era înjațate, o jeață pe dânsa. M-a dus, bat la geam, sar pe s-o îngardus în grădină. Așa era de frig, se prindea genele de frig. Cine acolo? Eu. Dar ce caț am? Pe tine te caț, dă drumul. Nu dau drumul. Mă la ușă, dă, iasă Dumitru, frate-sul. Dar mai luat-o, am luat două că la mine. Am luat, mă duc în casă, bie mă leac amândoi. Păi gata, culcați-vă, eu am treabă cu Ileana. Nu am venit în casă, m-am ușit mai casă, te-ai însurat și... Băi, dar ce-am greit cu tine, înainte de nuntă? Mă însor și stau cât stau și o las și vin știu pe tine. Cine-ai spus neapărat? N-am 300 de aici. Bani, am 300 de aici cu mine. 300 aici. 300 aici la mine, baierul nu se rupe. M-am băut. Băi, băiatii, nunta e întoi. Eu, Nicolae s-a spânzurat. Ce-o zici, stai, că ți-ai văzut? Iar ai murit! A treia oară! Ai murit o oară! Paulai, m-a cântat pe țaratură oamenii, mă! Ce-i dus cu capul cu o dezbracat, o plâns și ai văzut că a dispărut. Doar el nu a vrut să însoare. Fratele meu, zice, dar l-a obligat, l-a luat. Dar încă fratele meu a venit și ne-a dat în nuntă două oi, l-a adus încă de acasă și ne-a...
Nemoj. Eu dușe bag. Eu bagat în graj de acolo. Băi, băiete, bă, grăim amândoi, uite ce mai fată. Nu, de azi înainte, nu mergi absolut odată nicăieri la horă. Stai acasă până ce vin eu. Da, mă, și interzis. Primul cuvânt care l-a spus după 6 ore. Mergea ziua în jos, era horă. Ia mai băiatul înapoi la cafea. Dar ce e mai fata cu tine? Hai, intră! Nu, mergea acasă. Avea interdicție. Absolut. Eu nu i-o pus interzicția și aveam sfat. Tot avea neta gând cu el, că n-aveai cum să respecti. Eu lucram pe rastocă, cu cai. Veneam seara, de la lucru. M-am bagat, mai frate, pe furate lemn. Într-o lună de zile m-a dus lemn de o casă, acolo. Dar ei m-a însurat, vezi, cap la dânș. Că era o gustenie al lui Arșip. Avea casă, că bărbatul a murit pe front și a rămas casă. Vine, ai casă acolo, matușa i-o dă și stați în casă acolo. Știi numai până m-a văzut legat. Păi, am însurat ce casă, a vândut-o la niște fratăușeni. Tu rumpiți capul, Nicola, fă-ți casă, de-am. Stai că nu ne-ai face casă, nu-i face eu. Mă duc la lucru, tot veneam la cajet, bă, descarcam bârnii, singur. Pe la 12 noaptea intram în casă. Mâncare, ea nu știa să fac. Dar tot prezent. Îmi facea ori măsa, ori parasca, sorsa. Dar eu, de la nuntă, mi-a rămas un porc, bă, n-am consumat tot câinea, am tăiat-o în jițel, am eu porc și de la stână am avut, n-am nimic. Numai atâta că am cumpărat vasele astea, atât, știi? Dar restul... Băi, băiate, tot când vin seara, ea nu e acasă. Bă, dar unii îmbli tu până la ora asta? Dar bă, nu trebuie să știi, că dacă știi, tăti trăiești prea puțin, zici. Bun, măi, fată, mă. Așa zic, vreau să mor. Era într-o sâmbătă seara, așa plouă o lapoviță, așa eram de dar nu vin să mă ajute nimeni, să dau bârnile jos. Ba, cai în graște. Vine de unde vine, unde a fost, bă? La matușa, teta, la sufrună, în jos. Care tetă, futu-s teta lui mata? Vine și-mi ține tașuie să spun curajul la cai, pe dimineață. Îndă-mi pași. Ha, vine, numai să o văd băgat în graști. Intrat în graști. Valin cu ușa prin afară. Mai bine, dar mai și merge. M-a încet ușa, m-am pus hamurile pe coteț, racută cu proptitori. Zlig o proptitoare, ține-mă, zic, tașețul. Eu o ladă și o torn într-un tașeț, o iau și alantă, așa am pus, pun tașețul în cui. Bag mâna în cap, mi-eram cu proptitoarea și când îi trec o proptitoare peste umeri până la curul, a ajuns lanțul și nu m-au dat tot spat. Aia am dat drumul și ca jos. O zi țipântați și mă, stați o țile că mă urmați voi. Stați liniștiți, nu? Da. Început cu clucul. Și aia se găsești, n-am găsit nici pe unul în casă. Am umblat în toate căsle, nu-i niciun. Stai că v-am găsesc eu îndată. Nu-i niciun. Mă duc în cameră și alantă, rămân, părască, deci de ladă, repet. Era o ladă mare, cu jumătate de cameră. Am văzut unul așa. Eu, hainele mele, tot le-am băgat acolo, dar și am cumpărat ei, tot am îmbrăcat eu, tot de mireasă. N-avea nimic. Nimic n-avea. Pristoare, tulpane, bluz, cameșe, tot am cumpărat. Amul a apărut și zice lanț. Știți la da? Dacă nu, amul va pități, vă omor. Nu găsesc ce aia. M-am și-am luat
țapina și când ne-am frecat una la, la cată ca o broască, era de mare, niște la câț, așa. Yeah. Sari și balamar și tot. Deci știi, da, așa e. Bine, coașii! Asta e a mea, asta e a ta. N-am ținut cont că le-am cumpărat ori să-l iau. Nu. Te bagă în pis, da, măte. Rămâi aici atât. Ei! Prin dacă arai eu cu, cu o, o pătură, pe deal vin aici la gelul, era prun. Și tot pun în pareu acolo alăturea, în prun. Fac trituri și încarc tot bagajul meu. Și apoi de aici le-am adus până în șopru, în casă, acasă. Și la revedere. Și le pun în șopru și intru în casă. Păi era pe la 12 noaptea. Cine mai bate cu tine? Era în galben pe față, prefăcut așa. M-a primit în casă ori nu? Dar cine mai bate? Nu-i nimnică. Îmi luați bagajul ăsta, nu? Dacă nu mă duc și-l duc la un ceas să-mi iun și pe mine nu m-am avideți de grabă. O și-a putat plânge. Și am spus, dușește-vă țânețul, țânețul de-amu. Cu mine nu mai stă. O și-a putat plânge. Tata, ce ți-am spus, băi, babă? Ți-am spus că este o faci. Dar eu nu spus. E tata mai bine. Și când, ta, mult nu o duc. O lună zile, dacă o duc. Dam bună ziua la tăt stâlpul. Așa eram de, de tulburat. Stam și mă gândeam, mă, ce să fac? Ce să fac, bă? Da. Fratele meu cel mai mare, măi băiate, mă, și te gândești așa tare, dar așa am fost slăbit într-o lună de zile, numai stolarenii au fost rămas. Păi de ce slăbești tu așa tare? Cofrajul. Ca să nu am. Cofrajul, cum ar fi. Da. Amu, vin acasă duminică, bă, gata, așa, așa când s-o făcut ziua, eu am fost la magazin aici, era pazica, vindea aici la munca, uneori vându moșul. Pazi, dă un chel de alcoolic și dă că, bă, am scăpat de dracu, dă să-l beu. Da, i-am spus și pazi, eu, da, nu stau. Ai împlinit-o așa și a spus, zic, da, am împlinit-o. Amu, era duminica, fetele, care, prietenii care le jucam eu pe tăte acolo în hudiță. Mă, dar cum de Nicolae a ieșit și bea, mă, ne-a bea? Am urât, deci până amul vedeam supărat. Vine dama lui Costanel, Coplean, între și ei acolo, la fulgul la Nicolae. Nicolae, vină cu nu vii cu mine la lucru, unde? La pietre și muiere, la șevița. Da, bă! Bărg! Luni dimineață, bagajul, mi-au tăti borfele, amplu, robzacul, un sac, eu acolo stau mult și bine. I-am dus acolo și apă lucrarea, tăți vinea la 200 mâini, eu nu. Dar le-am spus, băi, voi nu spuneți că-s aici, nu trebuie să știi nimeni. Și mă, tu și acum ai lăsat atâtea stămâni? Stămâni, și stămâni, că au stat cu ani. O sta, mă, sta 2 ani, dar eu 2 ani n-am venit acasă. Și te-a așteptat? Da. Și că tu nici la hor nu te-ai dus? Nici la hor nu te-ai dus între ăștia 2 ani? Interzis, bă, dacă e interzis. Loibit, loibit. Să nu crezi că-i mea e rai. Asta nu știu ce o ai. Cu așa ce ai avut-o, nici ea nu ai încaput-o.